Bună ziua din nou, stimați telespectatori de CNews TV, stimați cititori de CNews. Continuăm emisiunile de astăzi și o avem în studio pe binecunoscuta, cea pe care am anunțat-o și am văzut în întrebările noastre cu așteptați, probabil cel mai activ deputat al PSD, cel mai activ parlamentar al PSD, doamna deputat Laura Vicol. Să-l mâine, doamnă, bine ați revenit în studiourile de CNews. Intrăm direct în subiect. Dânsa, după cum știți, este avocat, jurist, o carieră întreagă în coridoarele justiției și acum pe coridoarele Parlamentului și în plenul Parlamentului. Doamnă, ce se întâmplă cu moțiunea? Eu, ca simplu cetățean, consider că o moțiune depusă și semnată, nu, că nimeni nu și-a retras semnătura de pe moțiune, ar trebui votată. De ce partidul dumneavoastră a ales această cale cu onorabila Curte Constituțională, cu o fi, cu o împărții? Am înțeles perfect și sunt de acord că PSD nu trebuie să fie gheoaga USR cu care să spargă capul premierului. Am înțeles că nu doriți să o votați, foarte bine. PSD să-și depună propria moțiune în care se condamne și nu doar PNL-ul, ci și USR-ul și toate nefăcutele care s-au comis. Dar ce se întâmplă cu Curtea Constituțională, cu tot acest iureș care, până la urmă, e un precedent periculos în Parlamentul României? Cu siguranță această moțiune va fi votată inclusiv de partidul meu, atâta vreme cât va fi pe ordinea de zi în plenul Parlamentului. Aceasta a fost poziția constantă a Partidului Social Democrat, deci orice speculație din acest punct de vedere nu am de ce să o comentez. Știu că sunt foarte mulți care susțin că Partidul Social Democrat a făcut un blat, ca să mă exprim plastic, cu PNL-ul. Nu este adevărat. Moțiunea este un drept sfânt prevăzut în Constituție, deci este normal ca această moțiune să fie votată atâta vreme cât va fi trecută pe ordinea de zi. Eu am analizat, vă spun sincer, tot jocul acesta, pentru că s-a făcut un joc în jurul acestei moțiuni din două perspective. Noi de la bun început am anunțat că avem o moțiune, am făcut textul public, am bătut la ușa tuturor și am solicitat celor interesați să dea tot acest guvern jos, să vină să ne semneze moțiunea. Nu toată lumea știe că un parlamentar are dreptul să-și pună o singură dată într-o sesiune parlamentară semnătura pe o moțiune de cenzură. Are sens, că altfel face săptămânal cât o moțiune. Cu siguranță, da. Evident. În textul moțiunii noastre, noi am atacat întreaga guvernare. Toți miniștrii din guvernare, din actuala guvernare, în opinia noastră, trebuie să plece acasă, pentru că nimeni nu a făcut absolut nimic în ceea ce privește bunăstarea românilor, pentru că până la urmă aici ne referim. Că miniștrii USR sunt mult mai jos decât orice alt ministru pe care l-a avut această țară, da, sunt de acord. Dar logic și moral vorbind, nu am de ce să semnez, atenție, o moțiune pe care o voi susține și o voi vota cu siguranță dacă ajunge în plen, nu am de ce să semnez o moțiune în care se cere doar premierul, doar decapitarea premierului. Și de ce spun acest lucru? Useriștii uită că au fost la guvernare în toate aceste luni și de asemenea uită că toate motivele pentru care îl atacă acum pe Câțu au existat de la bun început. Dintr-o dată, în momentul în care s-au jucat cu banii și nu li s-au dat sumele solicitate, din acel moment Câțu nu a mai fost bun. Câțu nu a fost bun nici pentru că nu i-a permis ex-ministrul Justiției Stelian Ion să numească fără concurs sau într-o manieră netransparentă conducătorii de la DICOT și DNA. Adică sunt foarte multe lucruri pe care le-au făcut. Să dai dovadă de o asemenea ipocrizie și să vii să scrii 5 rânduri într-o moțiune în care să-l dai jos pe Câțu și să ne aducem aminte că a durat o perioadă până și-au dat demisia din guvern. Iar n-am înțeles-o pe asta. Tu practic faci o moțiune împotriva ta. Fii onorabil, dă dovadă de integritate, dă-ți întâi demisia din guvern și după aceea începi să țipi. Ei au făcut ce au tras de timp cât au putut de mult, pentru că ei de fapt voiau să rămână lipiți de scaune pe care, atenție, nimeni nu stă definitiv. Asta uită un politician ajuns la putere, că e efemer totul și că acolo ești pus doar ca să faci bine poporului. Când îl pune pe scaun, doamna deputat, le ia puterea mințile. Da, da, da. Uite, am văzut mii de cazuri, vorbesc în 30 și ceva de ani. Deci omul e un om normal. Când se așează pe scaun, în 3 luni de zile deja nu mai poate trece pe sub arcul de triumf din cauza mărimii capului.
trebuie să-l ocolească. Sau a aripilor sau a pelerinei mai nou. Am văzut că la modă e Superman. La modă? Da, e adevărat, nu suntem medici nici dumneavoastră, nici eu, că e aici... E adevărat, n-am pus, nu mi-am permis să pun niciun diagnostic, da, deși da. Aș pune acum. Și da. Eu aș pune, dar ne abținem în chestiunea asta, sigur da. Că da, dar mă rog, faptul că omul consideră că poate zbura, eu zic că e un punct de pornire, apropo de... Deci, practic, USR-ul a încercat să vă folosească pe post de gheoagă. Asta a văzut toată lumea de la bun început. Acum am înțeles că au fost dați afară de peste tot. Și am văzut și salarii. Era unul la fonduri europene care era în 5 consilii de administrație, lua au zeci de mii de euro pe lună. Au absolut tot. Au dat afară toți oamenii și au pus proprii lor oameni și tot ei țipau. Adică nu le-a fost de ajuns. Dar eu mă bucur că acum, într-un fel, și-au dat jos această mască a ipocriziei. Nu știu dacă ați observat o schimbare totală de atitudine a useriștilor în momentul în care au venit la guvernare. Dintr-o dată toată lumea dorea echilibru. Toată lumea dorea transparență, dar nu foarte multă, suficientă cât să le fie lor bine. Toată lumea dorea liniște și discursuri foarte tăcute, adică dacă puteai să vorbești tăcând, era extraordinar era de perfect. Bine. E, acum, după ce au plecat de la guvernare, au revenit la vechile obiceiuri proaste, foarte proaste. Foarte multă ură, foarte mult scandal, foarte multe jigniri. Dintr-o dată s-a spart o bulă și a ieșit la iveală materialul acela prost. Că n-am mai departe, s-a spus și se speculează și nu fără juste mei că așteptați 25 septembrie alegerea domnului Câțu, căci așa vrea domnul Iohannis dacă în funcția de președinte. Dacă iese Câțu, credeți că nu iese? Da, eu consider că totul se joacă până la ultima carte. Din ce am văzut la ultimele întâlniri de filială, Orban începe să prindă teren. Acum nu știu dacă e bună metoda pe care merge sau nu, nu știu dacă este în spatele tuturor, sau mă rog, unor lucruri care s-au întâmplat, dar să recunoaștem că Orban este un politician cu ștate vechi. Adică dacă nici el nu mai știe să mai facă politică și jocuri de culise, de aceea permiteți-mi să îmi pun un semn de întrebare cu privire la siguranța lui Cățu ca președinte. Cu toată dragostea parte... spun, nu toată lumea are curajul dumneavoastră. A, da, deci bine. Dumneavoastră ați suferit un tot abuz al justiției. Așa. Și asta. Bine, nu chiar ca Vera Jurov, ca comisarul european pe justiție, da? Dânsa a fost condamnată, a stat un an de zile în închisoare, după care și-a dovedit nevinovăția această frază blestemată și acum este comisarul european pe justiție. La noi asta n-a fost cazul este de așa ceva, dar și pe dumneavoastră vi s-a făcut un dosar abuziv, noroc că justiția a fost corectă și deci ați trecut până această chestiune cu foarte mult curaj, că cu toții v-am apreciat, a fost și momentul acela. Și gravidă acela. Cu al treilea copil eram. Era și gravidă cu da. Al treilea copil. Mi-era groază să mă așez sau să nu comentez ceva, să spună lumea că am făcut al treilea copil ca să scap de proces, în care eram oricum achitată pe fond. Da, a fost cumplit. Mă aștept acum la foarte multe atacuri, la valuri de ură îndreptate împotriva mea. Sunt convinsă și eu nu mă victimizez, că doar mă știți de atâția ani, duc absolut nu orice, nu încep războiul, dar îl duc până la capăt. Sunt convinsă că vor urma atacuri. Din punctul meu de vedere, nu au ce atacuri să fie decât legate de discriminare și de discreditare. Sunt femeie, sunt blondă, îmi place să mă aranjez, deci cu siguranță deranjez foarte multă lume și aici va fi punctul în care mă vor ataca foarte mulți. Vedeți că chestiunile astea sunt profund anti-europene. Cu siguranță, împotriva da. Valorilor europene. Cu siguranță, dar vreau tocmai să spun cei că care proclamă aceste valori, ei sunt ei primii atacă. Care atacă. Da. Păi să-i facem cunoscuți pe cei care atacă, dacă sunt personalități, dacă sunt hateri sau postaci, n-are rost. Nu, lăsa-mă împătrățica lor, nu mă cobor. Absolut. Dar vreau să spun că nu toată lumea are curajul dumneavoastră. Deci eu mă aștept ca distinși parlamentari PNL să voteze ceea ce li se spune. Dar e posibil. Fiindcă, mă rog, e mare DNA-ul. Să nu uităm că totuși acest guvern a căzut, mă rog, s-a schimbat, deocamdată n-a căzut. O să vedem ce va fi. Dar va fi al guvernului, cum, că trebuie să vină în fața Parlamentului Cățu. Fiindcă domnul acela Stelian Boxe Ion a vrut să-și pună procurorii la instituțiile de forță. Deci nu miza atât. Este atât de mare nu încât atât. A căzut guvernul. A făcut foarte multe lucruri rele.
sub rezerva speculației, deși nu-mi place să fac speculații pentru că totuși sunt avocat de 21 de ani, nu am înțeles relația de prietenie pe care domnul Sterian Ionu avea cu domnul Pârlog. Eu personal, este domnul public... Bogdan Pârlog, procuror, da, procuror, cred, da, este procuror militar, parcă, sau... Da, a avut foarte multe... a avut foarte mulți scheleți în dulap. Este public o discuție în cadrul unei comisii în care am un dialog nu tocmai civilizat cu dânsul, pentru că mi s-a părut absolut incredibil tupeul lui. Din ceea ce am înțeles eu și ceea ce am văzut, pentru că la un moment dat am vrut să iau camerele video, dar ce să vedeți, nu funcționau, n-am avut pe cine să întreb. La un moment dat am observat că domnul Sterian Ion îi deschidea ușa domnului Pârlog. Adică sunt acolo niște lucruri pe care evident că nu am cum să le demonstrez și să le probez, de aceea le-am spus și le spun că sunt părerile mele personale, nu știu dacă sunt reale sau nu. Însă ceea ce a făcut Sterian Ion și ceea ce dorea să facă în justiție era profund ilegal și profund imoral. Am văzut că acum, după ce a pierdut scaunul care îi dădea și lui Ari, probabil toată lumea bea Red Bull pe acolo, pe la USR, că altfel nu-mi dau seama, am văzut că atacă foarte mult. Eu asta le-am spus și clienților mei. Sau asta gândeam și despre alții care nu mi-au fost clienți și care au început să vorbească ulterior unor rețineri preventive sau unor condamnări. În momentul în care știi un adevăr, și când spun adevăr, spun, mă refer la un lucru pe care îl poți proba. De ce nu îl spui atunci când este cazul? De ce nu îl spui atunci când îl descoperi? De ce îl spui de-abia atunci când nu-ți mai convinție cum ți se așează apele? Dacă Sterian Ion știa aceste lucruri despre Câțu, de exemplu, de ce nu le-a spus la momentul respectiv? Lucru valabil pentru toți usereștii. Dacă ei știau că acest premier nu se încadrează în tiparul lor moral, pentru că se pare că avem alte valențe morale cu toții, de ce nu s-au spus toate aceste lucruri de la bun început? Mai știți, văd că aveți informații foarte bune din sfera justiției. Noi am înțeles tot pe zvonuri că după ora 17 era un domn Horațiu Radu, cred, secretar general al Ministerului. Pe la cafele cu domnul Stelian, am auzit și eu. Pe la cafele cu domnul Stelian Ion, dar și cu distinși magistrați, procuror și judecător. Și judecător, da. După ora 17 venea un minister, asta nu s-a mai întâmplat de la distinsa doamna Monica Macovei. La fel, nu avem cum să probăm acest lucru, rămâne la nivel de speculație. Am confirmat și eu că am și eu oameni care vin și îmi spun tot felul de lucruri. Credeți că șefia parchetelor și în special DNA era un punct important în planul USR-ului? Bineînțeles, dar cum se manipulează oamenii? Că doar vedem cu toții, da? Prin dosare ascunse în sertar. În momentul în care cineva îndrăznește să scoată capul puțin pe geam, să iasă din pătrățica în care i s-a impus să stea, hop, apare și dosarul. Cu fapte din 2012, 2013, 2014, nu mai contează că mare parte dintre ele sunt prescrise. Dar te duci și ciocând la ușa lui domnul ministru sau domnul politician. Iau de domnul ce am eu aici la DNA și la DICOTA. Sunt de notorietate lucrurile astea, adică nu le spun eu acum, prima dată am ieșit din neant cu informațiile astea. Nu, așa este. Când s-a încercat să micșoreze timpul până când un dosar poate fi ținut deschis până a fi trimis în judecată. Există o prevedere în codul de procedură penală, urgentarea, vă dau un exemplu, în activitatea de urmărire penală, da? Se contestă acest timp, se câștigă în instanță, îi se dă un termen procurorului de caz și am trei exemple în acest sens, da, pe care evident nu pot să le dau că aș devoala date din activitatea de urmărire penală care nu este destinată publicului. Îi se fixează procurorului o durată în care trebuie să termine dosarul, cercetarea în dosarul respectiv și procurorul nu ascultă. De ce? Pentru că nu există sancțiuni. De ce? Toate astea sunt așa, ca într-o cascadă. De la una pleacă cealaltă. De ce credeți că se dorește atât desființarea SIJ-ului? Cu toate că SIJ-ul nu dispunea nimic. SIJ-ul cerceta, la fel cu o altă unitate de parchet și trimitea dosarul mai departe în instanță. De ce se dorește desființarea SIJ-ului? Pentru ca această răspundere a magistraților, procurori sau judecători să nu existe. Cum poți să sancționezi un procuror pentru cercetare abuzivă? Că sunt foarte puțini cei care au curaj să vină să spună, domnule, uite, m-a terorizat, m-a amenințat, m-a șantajat, a urlat,
a făcut lucruri neconforme acolo cu legea și cu morala și cu orice doriți dumneavoastră, cu orice principii, da? Care țin de structura omului morală până la urmă, cine îl sancționează? Nimeni. Credeți că în mod real ei au vrut să desfințeze Sij? Cu siguranță, sunt două dosare mari acolo, dosarul lui Clotilde Armand și dosarul doamnei Chioveși. Deci pentru cele două dosare vor să desfințeze Sij. Asta din nou este părerea mea, da. Nu vedeți că se tot amână numărarea acestor voturi din sectorul 1? Da, nu vi se pare ca avocat cu multă experiență, nu vi se pare o nebunie? Adică normal era să-i investighezi, să, în primul rând să vezi cine erau cei care intrase în sala cu voturi, cine i-a trimis acolo, ce trebuiau să facă, ce au vrut să facă. Cine le-a permis să umble în maniera aceea în saci, că am văzut, a văzut o țară întreagă, da, cum erau desfăcuți toți saci. Ei au început să numere voturile furate deja de... Acum vă spun sincer, nici mai am încredere în această numărătoare care se face, nu mai știu cât de reală e sau nu. Nu are. Și de ce se tergiversează? De ce? Tot eu întreb, eu răspund. Ca să se desfințeze mai repede Sijul și atunci, iau-te că a plecat dosarul la DNA și ce să vedeți, o să fie o mare clasare. Dar Sij, cu toată dragostea, cum nu are resurse, doamna? Cu siguranță, pentru că nu i s-au dat. De la bun început, această unitate de parchet a deranjat. Și atunci, din acest motiv, nu au fost alocate nici resurse, nici oameni. Ce era să dai, să ne uităm la instituțiile, la clădirile DNA-ului care sunt ocupate în țară de către DNA. Ce era să iei 2-3 oameni prin concurs și să-i dai în plus la Sij ca să-și facă și acolo treaba, să citez urmare clasică în viață pe doamna Chioveși. Procurorii trebuie să-și facă treaba, dar ca să-și facă treaba trebuie și lăsați. Dacă trebuie să-și facă treaba doar aia care stează oameni și zdrâncănesc cătușe la urechile lor doar pentru a fi manipulați. Au fost 4.000 de dosare ale magistraților transferate la Sij. Atâta se găseau la DNA și în alte structuri ale parchetului, doamna deputat. Mă rog, am înțeles că partidul nostru a ales să nu se mai amestece în aceste probleme ale justiției. Să rămână justiția nefuncțională așa cum este astăzi. Am pregătit pachete de legi, urmează să le depunem. Evident că în acest context în care ne aflăm acum, primesc foarte multe comentarii pe Facebook și îmi spun că oameni că nu facem nimic în opoziție. Nu e adevărat. Adică în opoziție am făcut tot ce se putea face legal. Nu pot să mă duc în Piața Victoriei să-mi dau foc. N-am cum. Nu. Dar să mă cer cu ei, cred că toată lumea știe că nu tac. Și mă cert cu ei... Chiar dacă rezolv doar o mică parte din ce îmi propun să fac, pentru că mi se închide gura printr-un vot contra ceea ce spun eu sau contra ceea ce susțin eu. Doamnă, moțiunea de cenzură eu nu cred că mai apucă Parlamentul, cu toată dragostea. PSD-ul o să depună moțiunea când crede de cuvință, dar curge intervalul acela, 45 de zile, în care domnul Câțu trebuie să vină în Parlament cu noi propuneri. Pentru un vot de încredere. Nu poate fi evitat sau poate va fi evitat cel acel termen? Acești miniștri propuși urmează să fie audiați din nou în comisiile de specialitate și vin pentru votul de încredere în Parlament. Eu cred că, indiferent cât de mare este pelerina, nu are cum să evite totuși respectarea procedurilor legale. Adică... Cu moțiunea văd că se ocolește respectarea chestiunilor legale. În general, se cam ocolește tot ceea ce este legal și moral. În Parlamentul României și în Guvernul României, dacă mă gândesc. Și în justiția din România nu mai discutăm. Bun. Dumneavoastră, că, mă rog, partidul o să luați acolo o decizie, dumneavoastră parlamentarii PSD, probabil președinții de consilii județene, președinții de organizații, dumneavoastră ați dori să susțineți un guvern minoritar PNL, dumneavoastră PSD-ul? Eu cu siguranță îmi doresc un guvern de oameni competenți pe care să intereseze România și pe care să intereseze cum o duc românii și cum trăiesc românii. Vă spun sincer, ca om acum, nu ca politician, ca parlamentar, mi-aș fi dorit să văd oameni care să vină cu lucruri bune pentru cei care nu pot să facă. De aici ești pus parlamentar, să ocrotești. Nu poți să ocrotești oamenii decât prin legi bune pentru ei. Mi-ar fi plăcut să văd un guvern de oameni, vă spun sincer, că la un moment dat nici m-ar fi interesat din ce partid sunt. Dacă vedeam oameni care dădeau un suport
celor care au pierdut foarte mult în această perioadă nenorocită, pentru că am traversat cu toții și traversăm în continuare o perioadă foarte urâtă. O perioadă în care s-au închis foarte multe societăți comerciale, economia e la pământ, uitați-vă cum explodează prețurile la absolut tot. Oamenii o duc rău, foarte rău. Și mi-ar fi plăcut să văd în guvern conducător nu de carton, nu doar preocupați de statutul de ministru și să-i spui să trăiți sau bună ziua, domnule ministru. Sunt oameni în toate partidele, cred, dacă ar fi să-i număr pe degetele de la o mână, nu de la două, cărora le pasă de rom, dar care nu au putere să facă nimic, pentru că nu sunt lăsați. Așa un guvern mi-aș dori să văd și să avem. Dar, din păcate, cred că mai e cale lungă până acolo. Deci îl vedeți, ca să înțeleg, multă vreme de acum încolo pe Câțu premier. Sincer, da. Că sunt un om sincer. Absolut. E un răspuns foarte bun pentru care vă mulțumim. Și eu am aceea senzație ca și dumneavoastră, că după cum se așează lucrurile în acest moment... Mi se pare incredibil. Dom'le, deci omul e ceva, adică omul dansează rock la deschidere de licee, nu știu, e... N-am cuvinte. Adică, în același timp, aș putea să spun că această doză de nebunie pe care el și-a asumat că o are, a fost la un moment dat, am văzut un fragment dintr-o emisiune în care îi spunea el la pupitru lui Orban așezat pe un scaun cât de mult îl stimează și îl apreciază și că fără Orban PNL-ul nu există, dar să aibă grijă Orban că din spate vin oameni nebuni ca el sau mă rog, ceva similar. Adică omul și-a asumat o doză de nebunie. Credeți că e o nebunie instalată sau este una temporară? Bine să fie, ar fi fost, că s-a demonstrat că nu ar fi fost bine să fie o nebunie benefică românilor. Dar ceea ce face în acest moment, adică n-ai cum să postezi la Instagram melodii cu mesaje, nu știu, așa, asta o face Fimiu la 19 ani, îi face săptămâna viitoare, peste două săptămâni. Să bătrească. Și lui se par penibile postările care au melodii cu mesaje și e student, adică nu e prim-ministru. Nu știu, cred că, sau poate greșesc eu, cenzurați-mă dacă greșesc. Eu când vorbesc de premierul unei țări, trebuie să văd un om drept și mă refer drept nu la ținuta morgă, fizică. Ca să spunem așa. Da, nu, să calce a prim-ministru. Da, exact. Să calce a prim-ministru. Nu calca prim-ministru, da. Păi nu calcă, că zboară omul, nu? Asta e problema. Bun, deci rămâne în această zonă. De ce spuneți că domnul Câțu a făcut lucruri rele? Fiindcă eu cred că a făcut lucruri formidabile. N-a fost ușor să mărești de 3 ori factura la electricitate, la gaze, să scumpești alimentele cu 50%? Acum în alt registru, pentru că n-am cum să vorbesc altfel decât cu amuzament despre acest premier, dar din păcate e de plâns, nu e de râs. Un lucru bun pe care trebuie să-l facă acest premier ar fi să plafoneze prețurile la energie. Deci dumneavoastră sunteți în favoarea plafonării. Da, clar, ne-am spus-o de la bun început. Oamenii nu fac față la așa ceva. Deci nu fac. Am un sat, Ghercești, în Dolj, au fost deja anunțați că de la 7-7 de lei, dacă nu mă înșel, crește factura cu peste 100%, la 155 de lei. Prețurile diferă de la o zonă la alta. Nu se poate face nimic. Am ajutat-o, doamnă, mie nu-mi place să vorbesc despre lucrurile pe care le fac, dar trebuie să spun, pentru că sigur în situația doamnei respective de aproape 70 de ani sunt mii, cred că sute de mii de oameni în această situație. Asociația de locatari cei din asociație au vrut să o dea afară din casă, pentru că nu și-a plătit întreținerea timp de 3 luni. I-au întocmit toate actele de executare, s-a trezit cu acte de la un birou de executori. Avea licitația a doua zi, tremura, bolnavă, cu o pensie de 1100 de lei și pierdea casa, acum în prag de iarnă. Nu vreau să mă gândesc câți oameni sunt în această situație. Și atunci guvernul trebuie să facă ceva, acest superman al României, să facă ceva pentru acești amărâți care sunt puși în situația de a fi dați afară din casă acum când vine iarnă. Și atunci va avea pe conștiință, dacă are așa ceva, va avea pe conștiință oameni bătrâni care nu știu cum o să supraviețuiască frigului și copiii care n-au cum să stea într-o casă în care toți se adună într-o cameră și opresc gazele pentru că nu au cum să le plătească. Domnule, să știți că eu înțeleg pe undeva atitudinea PSD. E și riscant să vii la guvernare în acest moment dacă nu ai un mandat foarte sigur pe 4 ani.
Deci dezastru făcut de Câțu, de guvernele PNL și USR, e atât de mare încât va dura ani de zile până când România își va reveni la ce era în momentul în care a fost dată jos Dăncilă, Viorica Dăncilă, vă dați seama. Știți ce zic? E clar că soluții miraculoase și soluții peste noapte nu poate nici măcar Superman să le scoată. În Câțulend lucrurile se întâmplă cu totul altfel. Însă, Câțulend. Da. Așa e România acum, Câțulend. Așa am denumit-o eu, dar drept de autor pe Câțulend. Dreptul de autor pentru doamna deputată Laura Vicur. Câțulend, România de astăzi, da. Dar nu e Iohannisland? Nu, nu, este Câțul. Domn președinte, are alte probleme. Păi, dar domnul Câțu e opera domnului Iohannis, da, spuțin. Nu există așa ceva. Păi nu exista Câțul fără Iohannis. Iohannisland nu exista niciodată, pentru că domnul președinte Iohannis, cu toată dragostea și cu tot respectul, nu am auzit să fi făcut ceva pentru România, măcar Câțule se întâmplă lucruri. Lumea zboară, românii au 3.000 de euro salariu. Adică așa au zburat și prețurile, exact. Totul zboară. Totul zboară, exact, în România de astăzi. Totul are aripi. Așa. Asta spun, să trăiască Red Bull. Pe care nu vă sfătuiesc să-l beți. Asta e pentru că dă tahicardie, eu am o problemă. Ideea este alta. Dacă s-ar plafona aceste prețuri, dar să vorbeam că nu există soluții miraculoase, dar măcar există un început. Că tot în jură toată lumea, partidul meu. Partidul meu a venit acum cu o lege, care dacă va trece, va fi extraordinar de bună pentru toată lumea. Noi am solicitat plafonarea prețului la energie, măcar pentru o perioadă de 6 luni, să se calculeze acea medie martie-septembrie 2021 și la nivelul mediu al calculului respectiv, să se cuantifice facturile oamenilor, din care 50% să suporte statul. Cum? Printr-un fond. Constituit cum? Să luăm 50% din profitul acestor companii, care și-au îmbuibat buzunarele cu foarte mulți bani. Să încercăm să ajutăm oamenii măcar să iasă din iarnă. Și din martie încolo vedem ce Dumnezeu, s-a întâmplat. Dumnezeu, cum era? Că oamenii v-au votat. Adică așa au votat, dar e și majoritatea asta criminală. PNL-USR+, nu? Deci ea n-a venit pe tancuri, doamna deputată. Dacă venea cu tancul, cu panțărul, cu nu știu ce, spuneam, domne, mișcare de eliberare, de rezistență, nu. Dar e urmarea votului poporului român, sigur, dat în pandemie, cu cea mai scăzută prezență la vot în istorie, dar totuși e legal până una alta, n-a fost moral. Dar n-a contestat nimeni legalitatea acestei coaliții formate din firimitori. Da, vă mai întreb ceva. Noi dacă contestăm alte lucruri. Dacă poporul muncitor e mulțumit cu facturile mărite de 3 ori, eu de ce vă băgați în asta? Eu nu înțeleg, de să nu vreau să folosesc acum cuvinte în emisiune pentru care m-ar certa toată lumea că le-am folosit. Inclusiv dumneavoastră după emisiune. Da, sigur că da. Nu înțeleg de ce nu ies în stradă. Chiar nu înțeleg. Adică, pe de o parte este această dezamăgire și, domne, nu mai știm ce să mai votăm, oricum dacă nu se întâmplă nimic, pentru că, ce să vezi, nu prea se mai întâmplă nimic. Dar să stai așa și să suporți tot ce fac acești indivizi care dau foc la țară în fiecare zi, mi se pare extrem de dureros. Doamna deputat, părinții și bunicii noștri au fost loviți încă de anul trecut, de la 1 septembrie, când trebuiau să le crească pensia cu 40% și le-au dat ca la milogi 14%. Poporul n-a spus nimic. Ba, dimpotrivă, a votat. Nu înțeleg tăcerea poporului. Nu înțeleg. Păi, poate vă gândesc că poporul e mulțumit? Nu există așa ceva. Poporul mai are ce să pună pe masă pentru a doua zi. Și dacă contestă într-un fel măsurile proaste, spun eu, și exagerate, luate în pandemie, le contestă nu pentru că nu vor să poarte mască, le contestă pentru că din nou se închide sau din nou se distruge ceva și nu mai au siguranța zilei de mâine. E pentru asta, cred eu, doamna deputată, că strigă. Poporul muncitor pentru ziua de mâine. A ieșit în stradă pentru ordonanța 13. În februarie, cred că era 2017. Și câți au ieșit? Sute de mii de oameni, 10 zile, că și domnul și câți au ieșit, a dat ordonanța aia cu intrare de urgență. Și domnul președinte de la Raiffeisen Bank, l-am văzut pe acolo, cred că și dânsul era. Da, da, păi dânsul și-a asumat. E un... Da, am înțeles că, mă rog, acum a demisionat de la Raiffeisen și, mă rog, se ocupă de fonduri, de investiții. Eu sunt subiectiv în ceea ce îl privește, m-a dat afară din banca lui, deci nu-mi luați-mi sub rezerva. Cum v-a dat afară din banca lui? Ia povestiți-ne. A zis în 24 de ore să-mi iau banii și să plec, deși eram client acolo de la începuturi. Da, și stați puțin, nu l-ați dat în judecată? Nu.
De ce? V-am spus, nu. Dacă m-aș coborâ la nivelul tuturor care mă atacă, mai mult sau mai puțin civilizat, ar însemna să mă duc și eu unde stă domnul Cățu. Da. Eu da, să știți că reale. Domnul Liviu Dragnea, eliberat acum din prizonierat, nu a dat o dispoziție guvernului Partidului Social Democrat ca instituțiile de stat să-și retragă banii de la Raiffeisen. Dacă s-a întâmplat așa ceva, nu s-a întâmplat. Nu. Mie mi s-a spus pur și simplu să-mi închid toate conturile, deși de-a lungul anilor am rulat niște sume de bani pentru că vin din avocatură, deși am câștigat niște bani. Profesie liberală? Mulți, sigur, spun că eu. Da. Erați un avocat de mare succes înainte să intrați în politică. Deci ați avut. Am avut de-a lungul vieții dosare mari în care am avut noroc să intru. Că avocat penalist ești norocos dacă intri în asemenea dosare. Asta n-a înțeles nimeni, că avocații penaliști nu apără heruvimi. Dar să vii să-mi spui că sunt persoană expusă politic și că sunt politician și că din cauza asta fac rău băncii și trebuie să plec de acolo, aș vrea să știu dacă Raiffeisen nu are și clienți de la PNL și dacă și tot au fost așa, tot așa tratați ca mine. Dar am trecut de asta, spun, nu sunt obiectiv în ceea ce îl privește, încă nu mi-a trecut, o să-mi treacă pentru că obișnuiesc să uit și să iert tot felul de lucruri, dar mi s-a părut corect și normal în țara mea să fiu domnul tratat Fangioni, așa. Domnul Fangioni este o personalitate marcantă și în viața politică de România, sănătos. Nu doar în sistemul bancar financiar. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Mai departe, să-i dea Dumnezeu sănătate, mai ales că înțeleg că e la Viena. Continuând pe această linie, că mi-am adus aminte de sistemul bancar financiar, România este mai îndatorată decât oricând în istorie. Credeți că un alt guvern ar putea schimba asta într-un termen rezonabil? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Pentru că, așa cum am spus, nu există soluții miraculoase, dar ar trebui să fie un început de ceva. Pentru că nu știu dacă ați observat, sau de fapt sunt convinsă că ați observat, dar nu știu dacă toată lumea a observat treaba asta, în actuala coaliție ați văzut care era expresia preferată? Vom analiza. La viitor. Vom face. Ei fiind de 2 ani. Da. Vom, nu știu ce. Lumea s-a săturat de vomul ăsta. Adică toată lumea vrea fapte. Toată lumea s-a săturat de vorbe. Vom face, vom trece. Fapte trege. Sunt, doamna deputat, cu toată drăguță. Da, vă anunț și eu ceva. Uite, am și o veste bună. În tot acest amalgam de... Abia așteptăm. O veste bună, stimați telespectatori. Vă rugăm. Știți că vă tot povesteam de proiectul meu pentru copiii cu autism? Ne-a spus despre lege. Așa toate este. Avizele sunt pozitive, dacă vă vine să credeți așa ceva. Luni urmează să fie dezbătut și votat în Senat și merge la Camera Deputaților. Asta înseamnă că am intrat pe linie dreaptă cu ceea ce mi-am dorit. Asta a fost proiectul meu de suflet, cu prima mea, practic, inițiativă legislativă. Urmează cea legată de achiziții publice. Am văzut că Superman a mai luat așa ceva puțin din ea. Mă bucur. Urmează să fie dezbătută și aceasta, dar mă bucur extraordinar de mult pentru ceea ce am reușit să fac și cred că se va sfârși totul cu bine, pentru că nu au cum altfel. Toate avizele sunt posibile, deci nu mai au cum să spună nici că e proiect PSD, nici că e proiect Vicol. Trebuie să dea drumul la treabă. Să dea Dumnezeu pentru copiii cu autism, chiar ar fi o gură de oxigen. În legea aceea ați spus pe scurt, dacă mai mi-aduc bine aminte, da. Bune pentru în favoarea și lor, pentru cei care ajută și pentru și așa mai departe. Însoțitorilor, da, adică da. I-ar ajuta un pic la cât poate statul român acum, că pentru oameni statul român poate foarte puțin, pentru conducătorii săi poate mult mai mult. Full. Full. Da. Full option. Nu? Are o vorbă de mereu uit, cum e vorba domnului... Full option. Nu, full option și mai are ceva. Keep going sau nu știu o treabă de asta. El e cu engleza la colțul gurii. Cățu, nu mai știu, a zis ceva, sigur. Mi-aduc aminte și spun. Totuși, o ieșire din actuala criză politică, așa cum v-ați dori eu dumneavoastră, amândoi am hotărât că credem și noi ca cetățeni, că domnul Cățu va mai rămâne în funcția de prim-ministru. Dar amândoi ca cetățeni. Ca simpli cetățeni, da. Ca să spunem așa. Totuși, o soluție la actuala criză politică, vedeți? O soluție autentică, reală, solidă? Cu siguranță sunt soluții. Foarte multe. Dar v-am spus, numai să înceapă să le facă. Sunt soluții și pe parte de agricultură, sunt soluții pe parte de infrastructură, sunt soluții pe... Iar m-a certat cineva că mi-am permis să mă iau de drulă. Și că am zis că n-a făcut nimic altceva decât că a dărâmat boscheții și tarabele sau ce-a mai dărâmat el pe acolo, pe la... În metrou, pe acolo. Da.
Și la fel m-a certat cineva când am spus că domnul Stelian eu n-a făcut nimic pentru justiție. Toată lumea mă ceartă pe mine când vorbesc de USR și ăștia pe cuvântul meu. Da, aia. Sunt soluții, cu siguranță sunt soluții, dar trebuie începute. Pentru că ele rămân doar la stadiu de vorbe și de idei puse pe hârtie. Da, dar Dulă totuși de ceva s-a luat, fiindcă să știți că Dulă are toate șansele să fie șef mare la USR. Așa cum îl văd, are și față, are și verb, are și rangă, are de toate. Dom'le, cine e cu ranga în țara asta, vă conduce bine. O duce bine și să face și șef, să știți, da. Doamna deputată. Nu-mi plac. Dar de ce v-ați luat de Drulă, totuși? Nu înțeleg. Nu, era o discuție. Aveam o discuție cu doamna Prună, care mai avea puțin să mă bată într-o emisiune, că mi-am permis să spun despre miniștrii USR că au făcut fix nimic. Și am început să-i număr. Unii au fost ok. Care dintre? Mie mi-a plăcut Claudiu Năsui, mi-a plăcut Ciprian Teleman, mi-a plăcut Anca Dragu pentru echilibru, doamna președinte a Senatului. Mă, să știți că sunt oameni și oameni pe la dânsii. Pentru echilibru în mers sau cum? Că nu... Pentru echilibru politic. Nu l-am văzut. Nu l-ați văzut, prin că sunteți la Camera Deputaților, da, să fim la Senat. Poate de aici. Deci, acum a fost în ședința aceea de ultima ședință de plen reunit când a permis luarea lui Florin Roman pe sus, s-a așezat cu un foarte mare echilibru pe scaun. Dar adică, echilibrat s-a așezat. Doamnă, nu vreau să zic că iarăși nu sunt medic. Eu la Florin Roman am aceleași dubii ca la domnul Câțu și la doamna Armand. Mulți, dar sunt mulți care ridică asemenea de întrebări. Să știți, nu, adică aici să nu ne oprim numai la ei doi. Sunt foarte mulți. Dar câteva exemple, nu? Uite, trei am dat aici în care, exact cum spuneți noastră, avocățește și corect, sunt semne de întrebare. Deci omul ăla să confiscase microfonul. Deci omul să lipise de microfon. Să ținea de microfon. Și s-a părut incredibil. Bine, nici atitudinea celor de la oricare i-au aruncat cu hârtiile în față și l-au tras efectiv de pe scaun nu mi se pare normală, pentru că suntem totuși în Parlamentul României, lumea se uită la noi. Ești un exemplu pentru toată lumea. Nu poți să vii să-mi spui că, domnule, cu golanii ne comportăm ca și golanii. Nu e permis așa ceva. Pentru că și eu vă spun sincer că am câteodată diverse reacții și îmi vine să mai dau câte o palmă. Dar omul ăla vrea să conducă ședința Camerelor Reunite ale Parlamentului României. Aici este o discuție. Nu am lămurit-o foarte bine pentru că, sincer, să fiu nici mai interesat. Eu când văd circ mi se face scârbă și presupun că tuturor ni se face scârbă când vedem așa ceva la televizor. Eram în online atunci, nu m-am dus la ședința respectivă. Am înțeles că Orban i-a delegat acestuia toate atribuțiile sale. La ședința anterioară de plen reunit a fost doamna Dragu pe scaun. Și știu că sunt... simultan. Când unul, când altul. Da, exact. Alternativ. De asta spun că nu vreau să mă pronunț cu privire la legalitatea echilibrului. Dar omul a confiscase microfonul. Da, să te ții de microfon. Unul să-ți arunce hârtiile peste față, altul să te ia de umeri, să te ridice, să te dea afară. Unde suntem? Nu se poate așa cea. Păi suntem în România normală, dacă mă întrebați. În Cățule nu suntem în România normală, doamne Chireac. În Cățule suntem, unde lumea trăiește foarte bine, tot stau pe salarii de 3.000 de euro. Totul miroase parfum. Eu cred că domnul președinte Iohannis e de acord cu punctul de vedere pe care grațios l-ați exprimat. Fiindcă alminter îmi imaginez că dânsul ar fi intervenit. Cu siguranță. Dar unde e acum, domnule? S-a întors? Știam că a fost plecat în Elveția. S-a întors? Mi-e greu să spun. Elveția e departe, doamna deputată. Poate vine pe jos în plimbare. Pe jos cu Mercedes-ul, cu asta, cu nu știu ce, cine știe. Poate vine pe schiuri. De ce nu spune da, și asta? Posibil. De pe munte, pe munte, pe munte. Pe... unul zboară, altul sare. Exact cum spuneți dumneavoastră în acest sens. Totuși, dați-mi o soluție pentru ieșirea din criză și o soluție pe care sunt convins că e vehiculată în partidul dumneavoastră, în PSD. În primul lucru care este cel mai important din punctul meu de vedere este plafonarea prețurilor la energie, clar. Deci ăsta este primul lucru care trebuie făcut. Plafonare. Cu siguranță. Deci ăsta este primul lucru, punct. Vine iarna. Vine Doamne, frigul. Ce faceți cu prețul? Sunteți mama trei copii. Ce faceți cu prețurile la alimente? Prețurile la alimentele de bază au crescut cu vreo 50%. Mai mult. A, sunt cer scuze. Alimente la care a crescut prețul și cu 70-80% și nu numai la alimente, cam la tot. De asta spun. Și cu asta ce face o familie de români medii care n-au 3.000 de euro pe lună salariu fiecare dintre membrii? Va fi cumplit pentru toată lumea.
Nu vorbesc de acei 1% cu 3.000, că sunt 1% într-adevăr în România care au salarii de peste 3.000 de euro. Eu vorbesc de ceilalți, de cei cu 99%. Va fi cumplit. Nu vor avea apă caldă să-și spele copii, nu vor avea căldură să se încălzească și mai nou nu vor avea ce să pună pe masă. Sau probabil se va ajunge la acele situații pe care mi le povestea bunica mea, Dumnezeu să ierte, dacă nu s-a ajuns deja, când dintr-un kilogram de cartofi trebuie să-ți faci mâncare o săptămână. Doamne Dumnezeule, deci România secolului 21, membră ceva. NATO și UE. Prietenul nostru, domnul Nicușor Dan. Dânsul mai este și nu știu, n-am mai auzit nimic. Păi niciodată. Asta vreau să văd. Am înțeles că și-a scris demisia de vreo 5 ori. Ați auzit ceva de chestiunea asta? Că avem foarte multe informații în legătură cu lucrul acesta. Am și o prietenă acolo în primărie care mi-au povestit. Și cine i-o rupe? I-o rupe cineva. I-o rupe. Păi, omul și-a asumat. Nu face față. La așa... Jus pălări față de doamna Armand, jur, care nici dânsa nu face față. Tot respectul pentru domnul Nicușor Dan pentru această atitudine, pe cuvântul meu, și nu vorbesc sarcastic. Nu, dar nici eu. Bravo lui! E un om de caracter, vorbesc foarte asumat, serios. Nu poate să facă și a dat demisia de 4 ori și a scris-o sau de 5 ori și a scris-o pe hârtie, s-a rupt hârtia. Spre deosebire de altă zburătoare care nu înțelege că locuim acolo. Trebuie să spun, sunt diferențe extraordinare de mari între oamenii care nu pot, dar unii își asumă, alții nu. În funcție de cantitatea de Red Bull pe care o beau. Credeți că domnul Iohannis ar trebui să-și dea cineva de la Red Bull pe mine, nu o spun cu rea credință, acum ferească nu, Dumnezeu. Nu, e o băutură, specială. Energizantă, specială. Specială, pentru cluburi. Da. Pentru cluburi. Da. Credeți că domnul Iohannis, dacă lucrurile o iau pe această pantă, ar trebui și dânsul să încerce să demisioneze? Sau? Am crezut că mă întrebați dacă e ca să încerce să bea Red Bull. Cred că deja îl bea, adică nu știu. Și domnul Iohannis? Păi, nu bea, nu. Dar dânsul sare. Nu, dânsul sare. Știți cum e? Zburat, sărit, cam tot deasupra pământului. Adică da, nimeni dar nu mai plutește. Domnul Iohannis plutește. Levitează. Ăsta câțu sare. Levitează, da. Domnul Iohannis levitează, nu e pe ăsta. Auziți, dar domnul Ciolacu ce face? Domnul Ciolacu, să știți că muncește de dimineața până seara, chiar nu mai poate, serios. Adică știți că eu nu spun cuvinte mari și decât să mint, mai bine tac. Chiar muncește de dimineața până... Școala vocațială, no, serios, spune cuvântul. Dar pentru ce? Să min mai mă și prindesc cu minciuna. Sunt penibilă până, adică toată viața mea a fost frică să cadă în ridicol. Cu minciuna ca sigur. Adică o să și vadă pe fața mea când min se... Cred că își dă seama oricine imediat. Dar și m-a învățat mama acasă, m-a învățat prost ce să fac. Nu știu să mint. Sau îți dai seama dacă mint. Chiar muncește, să știți, de dimineața până seara, tot scrie, tot face, facem întâlniri cu tot felul de grupuri, ne gândim la ce să mai scriem, cum... E foarte greu, să știți, în opoziție, adică îmi spunea cineva că poate nu mi-am ales un moment potrivit să intru în politică. Eu am intrat în politică pentru că mi-am dorit din tot sufletul să îndrept niște lucruri dacă pot. Am bani, n-am nevoie de salariile lor de acolo... Chiar îmi doresc să fac lucruri. Și pentru acest lucru lupt, indiferent cât de mult încearcă lumea mai să... Mai bună la USR, era partid... noua clasă politică. Da, nu v-au ofertat? Ferească Dumnezeu. Eu numai dacă spun acolo ferească Dumnezeu, deja aruncă cu aghiazmă pe mine. Adică acolo e o problemă cu credința. Am observat din ultimul val de hate de la mine de pe Facebook. E o problemă pentru useriști să fii credincios... Să te machiezi, să fii blond. Ba da, da, e o problemă mare. Eu am încercat să-i înțeleg, să știți că am sfârșit până ai simpatiza pe mulți dintre useriști. De pildă mie în Cristian Zaidler îmi place foarte mult. Mie îmi place Mihai Badea. Eu le-am spus celor de la... Pe dânsul nu-l cunosc. Sunt probabil oameni de calitate. Poate n-am avut eu ocazia să-i cunosc, nu știu ce să spun. Doamne, ce aș râde să văd într-o alianță PSD-USR. Aoleu, ce aș râde. Dar, mă rog, să nu zicem niciodată în politică, că nu-mi imaginam că USR-ul pleacă de la Ciolan, să știți, domnul Barna et cum. Ba nu, eu mă așteptam, dar mă așteptam să o facă mult mai devreme. Mai devreme? Da. Păi domnul Ghinea și-a aranjat consultanță de 2 miliarde de euro, doamna deputat. Da, lăsați PNL-ul, care oricum nu știu ce o se întâmple, asta e o problemă mare și asta. E adevărat. Dar să fie atât de... superficial până la urmă și de arogant și de
zero empatie la adresa românilor până la urmă să spui că nu ești de acord cu un proiect, indiferent cum era proiectul acesta, da? Asta a fost nodul gordian. Să știți că cei care n-au empatie cu publicul au succes la public. Uitați-vă la Klaus Iohannis, la Nicușor Dan. Să vii să spui că nu e ok să lași să... Nu, avem școli fără toalete, avem școli cu toalete în curte. Sunt drumuri întregi în satele din județul Dolj, vă dau un exemplu, care sunt asfaltate. Adică acolo la prima ploaie oamenii nu mai ies pe stradă pentru că nu mai pot. Nu mai zic că media de vârstă e undeva spre 60-70 de ani. Sunt oameni care nu pot să meargă pe stradă dacă e strada plină cu noroi, vă dau un exemplu, sau cu băl sau habar n-am. E cumplit. Adică să vii să spui stop la un asemenea proiect în loc să ceri mult mai multă transparență, pentru că v-am spus, ei nu le prea au pastea cu transparența decât din gură și atât, dar în loc să vii să spui concret, uite, vreau să văd cum face asta, sau împreună facem o echipă și vedem cum se distribuie banii la către primării. Era într-adevăr acea întrebare, că sunt foarte multe întrebări în politică, cu privire la destinatarii sumelor de bani, având în vedere că acest congres era fix după semnarea proiectului, dar nu vreau să intru în asemenea speculații. Noi erau ajutați românii prin proiectul ăsta. Să vii să te opui, să ieși de la guvernare în condiții care oricum n-ai făcut nimic. A fost pretextul, doamna deputat. Cu siguranță, da. Motivul real este numirea procurorilor, că de asta a apăs pe zona de justiție. Așa, pe care o știți eu, dar foarte am bine. Am spus totuși să nu fiu acuzată de subiectivism, pentru că vin din zona justiției. Nu sunteți acuzată. Și pentru mine ăsta a fost motivul principal. Nu și-au făcut jocurile în justiție, pentru că ei de acolo plecau mai departe cu dosare peneliștilor făcute în primul rând, după care oricărei persoane care ar fi deranjat sau care ar fi vorbit... Ce nu trebuie. Zona justiției este cea mai ușor și bine controlabilă și cu rezultate clar scontate, 100%. Da. Pentru că nimeni dintre magistrații nu răspunde, nu dă seama, în fața legii. Nu răspunde și asta. Atunci șantajul se putea face cum? Că doar e deja ridicată la grad de normalitate această frică băgată în toți, făcută cu ajutorul dosarelor. Doamna deputată, vă așteptăm în ziua când veți vota la moțiune, facem ediție specială și vă așteptăm la noi. A și trecut o oră, gata. Vă mulțumim foarte mult, stimați spectatori, stimați editori de CNews. Am fost împreună cu doamna Laura Vicol, deputat PSD, vicepreședinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, un om la care, cum să spun, lumea începe să se uite sus la dumneavoastră. Doamne ajută să fiu vicepreședinte, încă nu sunt. Sunt un membru simplu al Comisiei. Lăsați-mă să privesc un pic în viitor, că acum USR-ul va fi paria. Da. USR-ul va fi paria și în Parlament. Deci, inclusiv locurile până comisii să mai așează în partea asta. Eu sunt mică, încă vreau să învăț locuri mai departe. Haideți că reușim, da, ca să zic așa. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Dragii mei, rămâneți alături de emisiunile noastre în continuare. Pe curând!